Iar după amiază, pe terenul sintetic din Comuna Bradu, au fost programate semifinalele Cupei României la fotbal faza județeană, etapă pentru care s-au calificat 4 echipe fruntașe în seriile din care fac parte. Moșelul Câmpul Lung, locul 1 în divizia D, ASE Valea Ursului, locul al 2-lea în divizia D, Progresul Râca, locul 1 în seria Sud a campionatului județean și Vulturii Priboieni, locul 1 în seria Centru 2 a campionatului județean. Primul meci s-a jucat de la ora 17 între ASE Valea Ursului și Progresul Râca. A fost un meci echilibrat în care Progresul Râca a condus la pauză scor 1-0, iar ASE Valea Ursului a întors rezultatul în partea secundă, impunându-se la limită scor 2-1. De la ora 19 s-a jucat meciul dintre Moșelul Câmpul Lung, echipament alb, și Vulturii Priboieni, condus la centru de echiliment Zaharia din Mioveni. Meciul a început în nota de dominare a echipei noastre, care a ratat deschiderea scorului în chiar primul minut de joc. A fost 0-0 la pauză, deși mușelenii au ratat și alte oportunități de a deschide scorul. Pe fondul ratărilor echipei mușelene, în minutul 58, echipa din Priboieni a deschis scorul prin Alexandru Coman. Treziți la realitate, mușelenii au ratat 2 ocazii uriașe, când de fiecare dată bara transversală s-a opus egalării. Nu s-a mai putut face însă nimic în minutul 75, atunci când Simon Mazarache a egalat cu lovitura de cap. La numai 6 minute după acest gol, Marius Iosifescu l-a executat cu sânge rece pe portarul Ene și Vulturii Priboieni, Moșelul Câmpul Lung s-a făcut 2-1. Acesta avea să fie și scorul final al partidei, deși în cele 10 minute rămase până la final, plus cele 5 de prelungire, mușelenii au încercat să egaleze, dar le-a fost practic imposibil. Așadar, finala Cupei României, faza județeană, se va juca în acest an între ASE Valea Ursului și Vulturii Priboieni.